Ou Savarin. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camelea și bucate gustoase. Astăzi facem ou Savarin în această formă de ou ușor. Acestea sunt ingredientele noastre și vom avea nevoie pentru oul nostru Savarina, vedeți? O să punem aici în această formă 125 de de grame de făină, 3 ouă, 3 ouă, dau circa 55 de grame un ou. Dacă aveți, sunt mai micuțe, o să puneți 4. Așa, avem nevoie de 75 de grame de unt, 2 grame și jumătate de drojdie uscată. Vă uitați pe prospect să vedeți dacă se dizolvă în apă sau se pune direct în făină. Eu am astăzi care se pune direct în făină, dar puteți să vă uitați să citiți prospectul. Un praf de sare și eu pun în loc de zahăr, astăzi pun miere. Eu savarinele fac cu miere de albine. Dau un gust foarte bun la... Și avem 50 de grame, cântărit totul în grame, de miere sau de zahăr. Și vom avea nevoie de un vas unde o să punem aceste ingrediente. Ne facem loc. Așa. Și vom pune mierea. Mierea topită. Așa. Le punem pe toate. Vom pune și ouăle. Cu praful de sare. Amestecăm puțin oul cu mierea sau cu zahărul. Să amestec un tel. Să adaug și untul. Untul l-am topit puțin ca să fie moale. Și amestecăm. Acum vom amesteca drojdia noastră cu făina. Și o vom adăuga aici, peste oul nostru cu untul, cu sarea, cu miere de albine sau cu zahăr, depinde ce doriți să puneți. Așa. Și adăugăm făina. Eu am să o adaug așa pe toată. Și acum amestecăm bine, bine, bine. Totul trebuie să fie moale, nu trebuie să fie tare. Așa. Vedeți? Și îl amestecăm bine, bine, ca și cum l-am frământat. Având în vedere că este mai moale, îl amestecăm cu un tel. Puteți face această operație și la robot, dacă doriți. Vedeți? Ia uitați. Și îl amestecăm bine acum.
trebuie să iasă așa un aluat fin, 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 fin. Bine. Așa. Între timp cât el se mai odihnește, am un penson și puțin ulei și o să ungem forma noastră. Vedeți? O formă de ou. Și facem oul nostru savarină. Și dăm așa cu ulei. Cum să amestecăm bine compoziția. O puteți lăsa să crească și în această formă, să circa o oră, o oră jumătate, și după aceea se pune în forme. Dar eu am să o pun direct în formă, să fie gata crescută și apoi o să dăm la cuptor. Mai amestecăm puțin. Trebuie să-l frământăm așa bine. Așa. Și vom pune compoziția noastră în forma noastră unsă. Dacă faceți în forme micuțe, le ungeți la fel cu ulei. Și o să punem aici în forma noastră compoziția. Pe toată. Întindem așa bine. Și o lăsăm să crească. Vedeți? Am pus aici în forma noastră și acum acoperim cu folie și lăsăm să crească circa o oră, o oră și jumătate. Și ne vedem puțin. Și acum am deschis și cuptorul la 200 de grade. Vom da la cuptor la 200 de grade, circa. Și între timp noi o să ne batem frișca, o să batem și ganajul și să facem și siropul. Așa, și dăm la cuptor. Am să mă uit și la ceas. Așa, circa 10 minute, nu mai mult. Și acum o să începem cu siropul. Și am să pun apă. O să avem nevoie de apă, de coajă de lămâie, de miere de albine, sau de zahăr, dacă vreți să îndulciți cu zahăr, îndulciți cu zahăr, și esență de rom. Și vom pune apa, aici am jumătate de kilogram, o să punem un kilogram de apă, o să punem două, una, și am să mai pun încă una. Așa. Trebuie însiropat foarte, foarte bine. Și punem un kilogram de apă. Așa. O să punem zahăr sau miere după gust. O să gustăm să fie dulce. Și am să pun așa o lingură, două de miere. Aici o miere zahărisită de tei. Și punem pe foc împreună cu coaja de lămâie. O să pun așa două linguri pline. Voi pune și coaja de lămâie. Lămâia să fie, să nu fie tratată, dacă e posibil. Și scoatem coaja fără partea albă, că partea albă este amară. Încercăm să o scoatem așa fără. Vedeți? Chiar dacă rămâne puțină, puțină, nu este nimic. Așa, și încerc să scot coaja. Așa. Și punem pe foc. Și esența de rom o punem la urmă. După ce aici am început să bat deja ganajul.
Vedeți, ganaș de și ciocolată. Și voi umple savarina noastră cu ganaș de ciocolată. Și aici am, eu am făcut-o înainte. Trebuie răcită ca să o putem bate. La 300 de frișcă, pusă pe foc, încălzită până la punctul de fierbere, dăm deoparte, adăugăm ciocolata, deci 225 de ciocolată, se topește ciocolata, o lăsăm să se răcească și apoi o batem. Și o să o batem puțin. Începe să crească. Așa, scoatem paletele și să le punem pentru frișcă. Așa, s-a făcut. 10 minute a durat, nu mai mult. O las puțin deoparte. Între timp se face și siropul. Așa. Aici avem frișca noastră. O să începem să o batem puțin. Și apoi adăugăm ricota. Încet, încet. Așa. Ia să vedem cum a ieșit. Așa, am bătut puțin, acum am să adaug și ricota. Vedeți? Cum arată, mai batem puțin și este gata. Înțepăm cu o scobitoare. Înțepăm așa peste tot. Ia uitați, vedeți cum a ieșit? Așa, este fierbinte, acum o pun înapoi. Am desprins. Și acum o să punem siropul. Așa. Acum vom adăuga și romul. Vom adăuga esența de rom după gust. Aici avem o sticluță. O să pun și fiole de rom. Și gustăm, să vedem dacă este bună de dulce și de aromată. Și după aceea o punem așa fierbinte peste. Și acum o să punem siropul fierbinte peste. Această savarină ou se face în 2-3 etape, pentru că trebuie să absorbă bine și blatul, siropul nostru. Vedeți? Așa. El o să crească. Trebuie lăsat să se răcească și după aceea se umple cu frișcă. Așa. Eu pun, las și cojile de lămâie așa peste cât stă. Așa. Trebuie să fie acoperit. El absorbe foarte mult lichid acest aluat. Așa. Astăzi o să ne vedem de 3 ore, să ne vedem. Îl lăsăm să se răcească și să se umfle cu acest sirop și după aceea am să dau la frigider frișca noastră, ganajul nostru. Ia uitați, vedeți? Ganajul de ciocolată. Eu mi-am pregătit și câteva căpșunele. O să facem așa ca de sărbătoare această savarină ou. O să facem o savarină de să vedeți cum crește. Ia uitați. A absorbit tot și mai punem, încă nu este de ajuns, mai punem. Să încercați această rețetă, să vedeți, să faceți și savarine micuțe. Așa, le lăsați să se umfle până nu mai absorb deloc, deci 5 minute, 10 minute în apă să stea în acest sirop. Să știți că nu se desfac, nu se rup, ele doar se umflă și le strângeți și se desfac din nou. Așa este de bun acest aluat. Să-l încercați. Așa. Ne putem și înțepa așa dacă dorim. Așa.
Vedeți că a absorbit din nou totul. Ia uitați. Și mai punem. Încă nu este de ajuns. Deci trebuie să fie, savarina trebuie să fie zemoasă, trebuie să fie plină, plină cu sirop. Ia uitați, a absorbit totul și mai punem. Așa. Mai punem puțin. Așa. Și când, în momentul când savarina nu mai absorbe sirop, atunci este gata. Înseamnă că este plină cu sirop și este gata să fie lăsată la răcit și apoi umplută cu multă, multă frișcă. Dar noi astăzi o să o umplem și cu ganaș, și cu frișcă, și cu căpșunele. Așa. Lăsăm să absoarbă, să-i dăm timp și să repetăm ingredientele. Dimineața, în jur de 11, am făcut cu voi, tot în direct, aluatul. Vedeți că absoarbe, ia uitați. Așa, am făcut aluatul și am pus la 125 de grame de făină. Deci pentru această formă. Deci cred că are 22 pe 18. Am să măsor și am să vă dau exact dimensiunile la această tavă. Vedeți cum a absorbit? Ia uitați. Vedeți că nu mai are zeamă aproape deloc. Așa. Și mai punem. Încă nu este de ajuns. Așa. Deci eu mi-am făcut un kilogram de sirop dintr-un kilogram de apă. Eu las și cojile de lămâie ca să se însiropeze, să-și lase aroma. Așa. Deci în momentul când vedeți că nu se mai absorbe siropul, atunci este gata. Răsturnăm pe un platou. Am să mai adaug sirop. Am să-l pun pe tot. Așa. Numai că nu-mi încape. Așa. Și acum lăsăm să absorbă foarte bine siropul. Și îl lăsăm să se răcească. Amutul nostru din blat de savarină s-a răcit. Este însiropat bine. Ia uitați. Vedeți? E însiropat bine, 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 bine. Și acum vom tăia. O să-l decorăm. O să-l decorăm cu frișcă. Cu ganaș de ciocolată. Eu mi le-am pregătit. Cu căpșunele. Și aici, din căpșunele cu puțin zahăr, am făcut un fel de dulceață, un fel de gem. Și cu pensonașul o să decorăm. O să punem așa deasupra. Și să vedem cum facem. Vom tăia partea de aici, o să o ridic puțin în sus. Așa, vedeți? Și voi pune frișcă. Voi tăia și de aici. Așa, și vom pune frișcă și aici. O să tăiem și aici și o să facem un pliu unde vom pune frișcă și aici. Și vom tăia și aici puțin. Așa, și o să facem un pliu. Și o să punem mai întâi frișca în aceste pliuri. O să ridicăm așa cu mânuța și o să punem frișca în pliuri. Așa. Vedeți? Și o să punem și în partea aceasta. Aici, în acest pliu, din frișcă, ridicăm pliul și punem. Așa. Vedeți? Așa. Acum vom pune și în pliul din...
așa. Vom face și în pliul de aici. O să punem așa frișculița. Așa, și acum cu cu ganajul nostru de ciocolată, o să facem așa. Îmi pune și aici. Și acum vom pune decorăm. Așa. Vom pune în mijloc din frișca noastră. Așa. Acum vom da cu gemul nostru de căpșuni aici peste, vedeți? Așa, v-am dat peste, veți dezmeură, putem adăuga și o căpșunică, două. O să luăm căpșunica noastră, o să tăiem așa aici. Și le vom tăia așa în patru. Putem pune așa câte o căpșunică. Așa. Punem și în partea aceasta. O să punem așa doar vârful la căpșună. Și acesta este ovul nostru savarină, deliciu. Sper să-l încercați, să vedeți cât este de bun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Ou, savarină.